trecut o săptămână de când a dispărut mama. Ai vrea să te duci să o cauți prin locurile unde crezi că s-ar duce, dar știi foarte bine că nu poate merge nicăieri singură în orașul ăsta. Fratele tău te-a pus să scrii fluturaș, dar nu ești sigură că pot ajuta cu ceva cuvintele. Scrie și mie o scrisoare pentru fratele tău. Când ți-ai dat seama că mama ta nu știe să citească? A început atunci când fratele cel mare a plecat la oraș, iar mama te punea să-i scrii scrisorile. Fiindcă erai cel mai de-al treilea copil din cinci, ai fost mereu martorul la durerea mamei când cineva pleca de acasă. Ai crezut mereu că o cunoști bine, până toamna trecută, când ai vizitat-o pe neașteptate, găsind dezordine. Când a murit sora mea, nici nu am putut să plâng. Săraca mea soră. Cam acum o săptămână. Cam cu o săptămână? Cum ți se pare ție acum că l-ai văzut pentru prima dată? Nu e cu nimic, ești din cum. Ești întâiul meu născut. Ăsta nu e primul lucru pe care îl fac pentru tine. Tot ceea ce faci este nou pentru mine. Datorită ție am făcut multe lucruri pentru prima oară. Dacă nu veneam pentru tine în Seul, când s-ar mai fi dat ocazia să vin aici? Soția ta merge de mai bine de 10 ani la casa Speranța, iar tu habar n-aveai. Soția ta era centrul familiei voastre. Uneori, când eram tristă, mă gândeam la lucrurile pe care trebuia să le fac pentru copiii mei. Și asta mi-a dat voință să ajung până aici. Nu fi tristă pentru mine, fiica mea, căci am fost fericită atâta timp cât te-am avut pe tine. Vara trecută, când am fost lăsat în stația din Seul, îmi puteam aminti de cât lucruri de la 3 ani. E bun tare biscuitele. Top. Gen, dacă nu mănânci cu biscuitele, să n-ai făcut nimic. Mamă, cred că...